Deci a murit. Antonio a venit, s-a așezat pe canapeaua fetelor acolo și se îmbrățișa cu Giulia și îi spunea Giuliei că pe cei de la Capricci îi deranjează că el știe să le dea răspunsurile și că, vezi, Doamne, de aici și întrebările acelea dureroase pentru ei. Băi, vorbesc serios, îți dai seama cât de important se crede băiețelul ăsta? Cât de important se crede el, auzi? Că îi deranjează pe cei de la Capricci că știe să le dea răspunsurile și că din acest motiv i-a pus întrebările care le-a pus, care sunt, să iertați-mă pe mine, dar sunt de bun simț, adică tu habar n-ai nimic, acum te pupai cu una, acum o ții pe asta de mână și vorbiți despre unde o să vă mutați, e clar că voi sunteți aventurieri dintre ăștia. A fost tare rău.